Legea propusă de Liviu Dragnea, sublinierei Celin Popescu Tăriceanu, este finalizat, o depunem la camer, să nu mai lungim prea mult traseul. Presubliniere din Telesenatului, Celin Popescu Tăriceanu, a anuncat ce noul proiect privind statutul juridic al casei regale este definitivat, afirmând ce deputatul Gabriel Vlase l-a informat despre acest lucru. Potrivit lui Tăriceanu, proiectul urmează să fie depus la Camera Deputaților, în calitate de prim camer sesizat. Ieri sau alaltieri am avut o discuție cu colegul deputat Gabriel Vlase, vicepresubliniere din Telecamerei Deputaților, care spunea ce proiectul este definitivat, sublinierea mi-a promis că mi-l trimite pentru a-l parcurge. Proiectul va fi cât de curând depus în Parlament. Îl vom depune la Camera Deputaților, având în vedere ce Senatul este Camera Decizională, sublinierei să nu mai lungim prea mult traseul pe care trebuie să le parcurg, a afirmat Tăriceanu miercuri la Parlament. Inițiativa legislativ pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României a fost depus la Senat pe 8 noiembrie 2017, avându-i ca inițiator pe Liviu Dragnea, sublinierei Celin Popescu Tăriceanu. Ulterior, plenul Camerei Superioare a aprobat solicitarea lui Celin Popescu Tăriceanu, în calitate de inițiator, pentru procedura de urgență în vederea dezbaterii, sublinierei adoptării propunerii legislative referitoare la reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României. Propunerea legislativ prevedea recunoașterea sublinierei Casei Regale ca persoan juridic de drept privat, sublinierei acordarea statutului de utilitate public. În plus, proiectul de act normativ propunea recunoașterea sublinierei poziției de IEF al Casei Regale a României, ca poziție onorific, asimilat protocolar cu aceea a unui fost sublinierei de stat, sublinierei cuprindea o serie de prevederi iar se asigure de subliniere urarea optimă a activităților sublinierei funcțiilor de reprezentare ale acesteia. Tăriceanu a anuncat pe 5 martie ce proiectul pentru reglementarea statutului juridic al Casei Regale a României, retras în aceea sublinierei zi de inițiatori din circuitul legislativ, va fi modificat, sublinierei depus din nou cât de curând la Camera Deputaților.